Deși inițial lotul feminin de gimnastică artistică al României condus de tandemul Octavian Belu-Mariana Bitang era compus din doar două gimnaste, respectiv Sandra Izbașa de la Steaua București și Larisa Iordache de la Dinamo București, echipa tricoloră și-a stabilit componența finală la sfârșitul săptămânii trecute, când a fost completată cu Ștefania Stănilă de la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, născută pe 27 decembrie 1999 la Aninoasa, județul Hunedoara. Ștefania Stefania Stănilă e, conform statisticii, cea mai tânără participantă din lume care va concura la campionatele mondiale de la Anver, legitimată la CNS Cetate Deva, unde a fost antrenată de Mirela Dicu, Alexandru Militaru, Lenuța Slabu și Sorin Tolteanu. Stefania Stănilă este componentă a lotului feminin olimpic de gimnastică al României de la Izvorani din cursul acestui an și are deja în palmares o medalie de bronz cu echipa României și o medalie de argint la sărituri la campionatele europene de la Bruxelles din 2012. Astfel gimnastica românească va fi reprezentată la mondialele din acest an de Sandra Izbașa care va concura la sărituri și sol, Larisa Iordache care va participa la toate aparatele și Ștefania Stănilă la bârnă și la sol. La cea de-a 44-a ediție a campionatelor mondiale de gimnastică feminină programată să se desfășoare la Anvers, Belgia în perioada 30 septembrie-6 octombrie sunt așteptate 141 de gimnaste din 58 de țări.